să faci o filmare. Dar pe că filmez. Cine ține greva foame și de ce? Da, noi suntem 3-4 persoane care ținem greva foame. Ținem pentru că s-a încălcat Constituția Republicii Moldova. Constituția Republicii Moldova, codul penal, articolul 337, alineatul 1, alineatul 2, prevede privațiune de libertate de la 12 până la 20 ani de pușcărie. Și codul și articolul 338 tot așa prevede, tot la 12 până la 20. Asta arată pentru trădare de țară. Articolul 337 pentru trădare de țară. Bun, dar ce-a făcut el ca să trădeze țara? S-a demonstrat video că el a spus că el primește de la Federația Rusă până la $1,000,000 lunar de a întreține partidul lui. Dumneavoastră știți, domnule... Dar vezi tot că a sesizat procuratura, da. Și procuratorul că era glumă acolo. Da. El discuta cu Plahotniuc, nu? Da. Și el vrea să iasă băsma curat. Înseamnă că procurorul general, aici interimar, care e prietenul lui, el tot trebuie să fie tras la răspundere penal, pentru trădare de țară. Amândoi trebuie să fie tras la răspundere penal pentru trădare de țară. Că Constituția a Republicii Moldova e pentru toți, nu numai pentru noi. Dar și pentru toți. Înseamnă că el a încălcat Constituția, înseamnă că și trași la răspundere și el și procurorul general interimar Dumitru Robu. Amândoi te șa de la pușcărie. Bun, și dacă nu o să mâncați voi, credeți că o să-i convingeți să facă nu, asta? Dacă n-a să fie trași la răspundere, înseamnă că noi să ne punem la greva foame la ambasada americană. Să cerem Statele Unite ale Americii să implice, să respecte Constituția Republicii Moldova. Dar ei au Constituția lor, de ce ar interveni la noi? Nu mai avem la cine ne adresa. De ce nu la ambasada rusă, că așa e mai ușor să bagă cu tancuri? Nu, ambasada rusă, da, ei sunt al lor. Ei sunt al lor. Dodon este copilul lor și Dumitru Robu este copilul lor. Am înțeles. Olea, da. În caz contrar, ne adresăm tuturor oamenilor de bună credință, la apelul nostru, a dacilor liberi, a organizației obștești, daci liberi din Carpați, a tuturor românilor de pretutindeni, care suntem de la Cecebal, Burebista, Ștefan cel Mare cel puțin, să iasă cu furcile în centrul Chișinăului pentru a dobori hoarda necurată care s-a instalat în Republica Moldova, dacă o socotim ca republică. Că asta e o republică fantomă. Aici e un spațiu care îl ține între Prus și Nistru, o gașcă de hoți și de bandiți din toate slujbele securității moderne. Ce să faceți cu furcile în oraș? Cu furcile astea întrebăm în Parlament, dacă n-ați adopte legile, noi cerem demisia președintelui Parlamentului și Parlamentului Republicii Moldova, care e format din blocul acum și socialiști. Nu Igor Dodon, conform cu a încălcat Constituția și guvernul Sandu, demisia, alegerile anticipate, corecte, în Republica Moldova, urmărite de instanțele internaționale. În caz contrar, ieșim cu furcele și cu ghioazele în genul Cineului. Dacă ieșiți cu furcele și le folosiți inadecvat, s-ar putea să intrați în conflict tot cu codul penal pe care vă bazați noi acum. Noi de atât am spus, când facem greva foamei la ambasada Statelor Unite, în caz contrar, chemăm poporul. Nu vrem vărsare de sânge, vrem pe cale pașnică, pe cale juridică, pe cale alegerilor internaționale să fie respectate legile Republica Moldova. Hai să-l ascultăm și pe Moș Dumitru. Mata, tot faci protest, greva foamei, da, cum se cheamă? Da, eu fac greva foamei aici pentru că trebuie de eliberat de balastul ăsta totalitar, comunist, hoț, care stă aici în fața Parlamentului vis-a-vis... Mata, te referi la clădirea altălaltă, la președinție, da? Da, el trebuie să stea la pușcărie. Dar nu în jilțul președintelui. Dar dacă l-a ales poporul? Nu l-a ales poporul, el a fraudat alegerile, dragă. Cum puteți fraudezi dacă Plahotniuc controla atât, nu? Nu mai controla Plahotniuc, Plahotniuc a fost tot unul întreg cu dânsul. Asta eu nu deosebesc unul. Și atunci, dar de ce a fugit Plahotniuc când a ajuns? Eu nu pot să-l deosebesc, pentru că cum a fost Hitler, așa a fost și Stalin. Stalin a fost fascist și Hitler tot fascist a fost. Ambii au cotropit, ambii au nimicit popoare întregi și
Așa este și Dodon. El este la evidență la Moscova, permanent, în fiecare săptămână el se duce la Moscova. E sfaturi de acolo și niciodată nu dea ciotul poporului ce face el la Moscova atâta vreme. El nu a fost nicăieri decât în Iran, unde a schimbat crușa de pe drapel și în Transnistria, unde a decorat banghiții care ne-au ușit copchii în 92. Și atât. El nu merită și nu are nicio pondere în fața poporului. Am înțeles. Iată care este situația. De aceea dacii, urmașii dacilor, stau aici în mod pașnic și vrem să arătăm că noi vrem libertate națională de plină. Rusia unii pașnic, să... dar alții ia ca amenință cu furcile. Nu, cu furcile eu nu sunt de acord, cu furcile. Noi în mod pașnic vrem să elibereze armata a 14 de pe pământul românesc și să ducă toți agenții Rusiei acasă. Să rămâie pământul curat și să nu se amestece în treburile noastre dacice. Asta eu am vrut să vă spun și cred că ne vor auzi organismele internaționale, Uniunea Europeană, ONU, Statele Unite ale Americii, Alianța Nord-Atlantică. Cred că ne vor da o mână de ajutor să ieșim din acest colaps totalitar bolșevic. Am înțeles. Mulțumesc. Vă mulțumesc și eu, dragi.